Gest șocant făcut de către o învățătoare în timpul repetițiilor pentru ziua dedicată mamei. Copilașii se pregăteau pentru o sărbare, iar aceștia au avut un mesaj dedicat mămicilor, bunicilor, dar și învățătoarei. În timpul recitării de poezii, copiii au făcut o greșeală, moment în care învățătoarea s-a enervat și a început să-i facă pe micuți dobitoci. O înregistrare video cu reacția șocantă a unei învățătoare care urlă la elevii ei și îi face dobitoci a fost publicată pe rețeaua de socializare TikTok. În imagini se văd mai mulți copilași care se pregătesc pentru o serbare și au un mesaj dedicat mămicilor, bunicilor și învățătoarei. Numai că în loc să zică la mulți ani bunici, copiii spun la mulți ani doamna, moment în care învățătoarea se enervează și începe să urle. S-o bate cel din sus, că deja nu mă mai suport. La mulți ani, mame, la mulți ani, bunici, la mulți ani, doamna noastră, la mulți ani, tuturor femeilor. Ce ne mai fac acum? Dar să repetăm din 50 de ani, bătrânicii dobitoci. Acum aștept toată filmarea. Și tu unde m-am arătat? Te uiți? Unde te uiți când ți-a spus că tu urmezi după timea? Unde te uiți? Unde te uiți, mă? Că să strâng în telefon, i-a uiți? Că nu ești în stare să stai acolo liniștit, să ascult 2 minute ți-i poezie, 2 minute, atât de filmarea, 2 minute. Deci 2 minute nu ești în stare să stai în niciun loc. Femeia este de 32 de ani învățătoare la școala din Nucet, iar elevii ei sunt acum în clasa pregătitoare. Învățătoarea a explicat că videoclipul a fost înregistrat chiar de ea și tot ea l-a pus în grupul de WhatsApp al clasei. Mai mult, aceasta susține că în ziua următoare și-a dat seama că a greșit. A trimis videoclipul părinților și chiar i-a convocat la o ședință unde și-a cerut scuze. Acum ea este anchetată de colegii. Există o procedură de cercetare disciplinară prealabilă la nivelul școlii, a declarat directorul Traian Coraș.